Practic că la început de an să prezentăm așa un pic ce a făcut anul trecut și care sunt anul viitor. Astea sunt revistele care au fost publicate în 2014, toate numele. Și acum eu știu să vă zic câteva cuvinte despre ce am făcut în 2014. Da, vă mai regăsiți. Am avut evenimente de lansare împreună cu cei de la IT Cluster și GMO Solution, care am făcut evenimente de lansare în Timișoara. Cei în Timișoara a fost găzuită pe Timișoara Global. Am avut în Brașov, cu IT Cluster și în Mureș. Iar cu GMO Solution am avut o lansare în Iași. Și asemenea a mai fost o lansare în București. Cumva asta ca și prezența națională. De asemenea a fost prezent la multe evenimente unde am distribuit revista gratuit. Ca și realizări importante, cred că cea mai importantă a fost noul look al site-ului și care încă mai fixă din probleme, dar în principiu este funcțional și merge și de bine. De asemenea, am avut IT Day și ca și noutate din perspectiva asta am lansat o carte, cum se construiește un produs IT. A fost și pentru noi o experiență destul de interesantă și destul de rapid de implementat. Cartea, nu știu dacă știți, se găsește online gratuit, puteți descărca PDF-ul pe IT Days, la secțiunea carte. Ca și nu o să mai prezint cifre, dar în principiu am mărit audiența online și ca și strategie de publicare a articolului, așa că ați observat, nu mai publicăm chiar toate articolele atunci când scoatem un număr nou. Acesta să fie, practic, prezente inițial doar revista tipărită sau dacă descărcați PDF-ul. În schimb, o să dăm drumul la articole, eu știu, săptămânal. Atunci o să fie newsletter săptămânale, astfel încât cineva, nu știu, vine luni dimineața la lucru, o să aibă niște articole interesante de citit, în caz că nu le-a citit deja. Și atunci o să avem prezență și mai activă și în căsuțele voastre poștale de mail. Evenimentele au fost, numărul de participare la evenimente au fost ce în ce mai mare. Cred că apogeul a fost la Toma Sfântilă, la The Office, la, cred că a fost peste 120 atunci. Deci cam așa cu 2014. Iar acum ce vreau să vă prezint, cum am pornit la drum anul acesta cu idei noi și încercăm să facem, nu știu, și altfel de lucruri și lansăm cardul de sânge. Un card, cam așa arată. Și în principiu cu el o să aveți reduceri la evenimentele de IT, beneficiind aici și de legătura noastră cu tot felul de companii care organizează astfel de evenimente. Și aici o să vă dau exemplu, de exemplu, IBM Anuske, BGI și Mobusul, la care o să fie 20% reducere. De asemenea, o să se primească acasă revista tipărită. O să vă dăm și carte de la IT Days, că are o comunicație și asta. Și vă ajutăm, de exemplu, la, dacă doriți să publicați un articol cu sfaturi și iar ultima chestie e realizarea de proiecte comunitare. Asta se vrea a fi un fel de grup care oamenii, dacă vor să se implice în niște proiecte, de exemplu să facem o platformă de e-learning sau o platformă de voluntariat, în care se promovă tot felul de organizații de voluntariat, cumva pentru comunitatea locală în principiu, să putem lucra împreună. Și cumva prin cardul ăsta membrii ar fi, să zicem, activi. Adică am avea mai mare grijă un pic de ei și de implicare. Cardul este disponibil, bineînțeles că o să aibă un preț, n-ar trebui chiar o problemă. Cardul e disponibil online, l-am lansat azi dimineață. Dacă vreți puteți să pe de să urmați în roșii, în vedeți acolo. Și cam asta e. Deci, practic, încercăm un pic să schimbăm perspectiva și cumva să avem o prezență mai reală în zona asta. Și acum, cam asta e din partea mea. Și acum o să dau cuvântul Andrei și pe aia Adinei,
Să vă zic că în două minute, conferințele care tocmai acum v-am zis că o să fie reduceri și, mă rog, restul urmează, adică astea sunt primele de anul ăsta, la restul mai lucră. Și, bineînțeles, la IT Days o să fie biletul la jumătate, asta pot să fac eu și eu, ok? Și, de asemenea, la workshop-urile care o să le organizăm în cadrul IT Days sau separat. Ok, Andreea. Nu sunt din prezentare, pentru că am doar două minute. Bună seara! Sunt din nou aici printre voi ca să vă promovez un eveniment în zona de mobile. Sunt curioasă dacă de data asta o să fie mai cu succes pentru cei din sală. Câți dezvoltatori de mobile sunt? Ok, hai că să vedem. Câți testări care testează aplicații mobile sunt în sală? Mai mulți. Dacă nu prea nimeni, ne oferim voluntari. Ideea este că în data de 19-20 februarie, îmi scrie acolo, vom avea cea de-a doua ediție, MoboS. Partea faină e că pe lângă prima zi care va avea prezentări de circa 45 de minute pe diverse teme, fie că discutăm de zona de development, fie că discutăm de zona de arhitectură, fie că discutăm de zona de testare, o să găsiți astfel de prezentări. Iar a doua zi, 20 februarie, va fi dedicată workshop-urilor. Ca și idee, undeva de la mid-level spre senior-level, vor fi workshop-urile respective și vor dura 3 ore. Și vor fi efectiv chestii practice pe care să le faceți. Conferința o să fie în Cluj, la Hotelul Royal, în Gheorgheni. Am lansat site-ul săptămâna trecută, în 15, tot aici la sediul Forte, unde am avut un pre-event. Vă invit să intrați pe site-ul nostru, romobos.com, și o să aflați mai multe informații despre speakeri, agenda, scopul nostru, pentru că ne dorim să creăm o comunitate activă în zona de mobile. Și, cum zicea și Ovidiu, avem un parteneriat cu TSM-ul. Nu putea să lipsească TSM-ul de la evenimentul nostru, ne-au susținut și anul trecut. Și cu cardul de membru care tocmai a fost lansat, o să aveți o reducere de 20% la bilete. Dacă aveți întrebări, oricând puteți să mă abordați, o să stau până puțin după pauză și vă aștept să dați like pe Facebook, LinkedIn și să vizitați site-ul nostru, care este super nou și super cute. Uite, două minute! Da. Am reușit să mă întrebez. De la 10 metri jos. Deci dacă sunt întrebări sau nelămuriri, oricând să mă abordați. Mersi mult și seara faină! Bun, mulțumim, Andreea, și acum, cred că pe Adina, nu știu dacă o știți, ea lucrează cu Simona, pe Simona cred că o știți. Pe Gogul știți? Da, știi. Ok, ea e din aceeași echipă, așa. Adina, ai... Stai să-ți spun și... Yes! Asta este. Câți dintre vă știu de evenimentul cu mamuții? Ok. Păi, este deja la 7-a ediție de data asta în Cluj, a 4-a în Cluj, efectiv. Și ne bucurăm de o participare din ce în ce mai mare de la an la an, ceea ce pe noi ne bucură teribil, sincer. Și, bine, dincolo de faptul că voi participați și pe noi ne bucură asta, mai tare ne bucură faptul că voi vă distrați și în general participanții la eveniment se distrează. Încercăm și anul ăsta să păstrăm formatul de anul trecut, care a fost foarte apreciat, cel de două stream-uri la un moment dat. Avem speaker internaționali în prima parte în plen. După aceea ne împărțim pe stream-uri în funcție de zone de interes, astfel că să acoperim tematică mai variată și voi să puteți participa exact la subiectele care vă interesează. Continuăm seria de workshop-uri de-a doua zi. Evenimentul o să fie pe 6 și pe 7 martie. Conferința este pe 6 martie toată ziua și workshop-urile a doua zi toată ziua. Sunt workshop-uri de o zi întreagă. Diversificăm un pic gama de workshop-uri anul ăsta, în sensul că nu o să mai fie doar două, să fie patru. Și încercăm să aducem și doi traineri străini.
adică unul avem deja confirmat, pentru că unul așteptăm după confirmare. Pentru că nu doar vorbim despre Răcean, este o convenție care se organizează Răcean, așa că suntem încă în progres. Și cam atâta. Mai multe detalii de la... mai ales că acum aveți card. Date cu card. Vă recomand cardul pe semne, ca să beneficiați de participări. Cât mai multe evenimente. O să și urmărim, domnule. Ne primim prin poștă? Cardu? Să vedem. Da, primim. Mulțumesc mult. Bun, și acum, înainte de pauză, m-au rugat gazdele să vă spun că pentru tombola vreau ceva. Nu știu, următoare minut sau două. Dacă vrei să scrieți ce ați dori, ca să puteți participa la tombola. Și nu știu unde e Sorina aici și Maiuri Alexandra, Bolu, așa. Și sunt pixuri aici, deci dacă vreți pixuri. Dacă vreți să participa la tombola. Ok, și după minutul ăla avem pauză.